Bine v-am regăsit! M-am gândit că astăzi să avem din nou o discuție din aia filosofică, o discuție despre viață, cum îmi place mie. Știu că și multora dintre voi vă plac clipurile de genul ăsta. Și astăzi o să vă vorbesc despre 5 obiceiuri nesănătoase care ne afectează viața pe termen lung. Știu prea bine că de la teorie până la practică este cale lungă, însă de asemenea cred că este foarte important să conștientizăm că avem aceste obiceiuri ca să putem să și lucrăm cu ele, să ne putem debarasa de ele. Din păcate nu sunt doar 5 obiceiuri nesănătoase care ne afectează viața, sunt mult mai multe de atât. Dacă identificați, dacă știți alte obiceiuri nesănătoase în afară de cele pe care o să le menționez eu astăzi, vă rog lăsați-mi în comentarii și spuneți-mi. Bineînțeles că și comentariile legate de ceea ce o să vă povestesc eu astăzi sunt binevenite ca de fiecare dată și îmi place foarte mult că de obicei la clipurile de genul ăsta pe care le fac se iscă discuții foarte interesante. Și primul obicei toxic cu care vreau să încep este comparația. Tendința de a ne compara în permanență cu ceilalți. Asta este de obicei o trăsătură pe care o dobândim în copilărie, cel puțin din ceea ce am observat eu. Nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat, mie mi s-a întâmplat și știu o grămadă de persoane în jurul meu care au trăit aceeași experiență. Spre exemplu, să mă duc acasă cu o notă ceva mai mică sau chiar și cu 9, spre exemplu, și să mi se spună, a, ai luat doar atât, păi cutăriță, de ce a putut să ia mai mult de atât? Cutăriță, de ce a luat 10 și tu n-ai putut? Ei bine, pentru că eu sunt eu și am anumite abilități, cutăriță e cutăriță și are anumite abilități. Suntem persoane diferite, avem trăsături diferite, personalități diferite, tocmai din acest motiv nu are absolut niciun sens să ne comparăm cu restul. Și vorbesc aici inclusiv din punct de vedere fizic, pentru că, nu știu, chestia asta cu comparația din punct de vedere fizic a luat în ultimii ani un avânt absolut incredibil și suntem bombardați din toate părțile, social media în principal, de această imagine care atinge perfecțiunea, care încearcă să atingă perfecțiunea, s-a ajuns în punctul în care pe Instagram se promovează o imagine care nu are neapărat legătură cu realitatea, chestie de care ne plângeam acum câțiva ani, că se promovează în reviste, că toate pozele din reviste sunt mega photoshopate și nu au legătură cu ceea ce se întâmplă de fapt în realitate. Cred că fix ăsta este unul dintre motivele din cauza cărora revistele glossy nu mai au căutare la public. Pentru că imaginea care se promovează în revistele astea nu este relatable. Și din păcate, în ultimii ani, chestia asta care se întâmpla cu revistele și se întâmplă în continuare, sunt convinsă, chiar dacă n-am mai răsfoit o revistă de glossy de ani de zile, sunt convinsă că în continuare pozele sunt mega photoshopate, însă am observat că și în social media, și mă refer aici în principal la Instagram, s-a ajuns fix în punctul ăla în care marile conturi cu milioane de followeri, și mă refer aici strict la conturile astea de beauty, fashion și așa mai departe, au niște poze care sunt mega lucrate, mega photoshopate, și nu au legătură cu realitatea. Nu suntem perfecte, nimeni nu e perfect din punct de vedere fizic, toți avem defectele noastre și tocmai din acest motiv nu trebuie să aspirăm și să ne comparăm cu cei din jurul nostru. Noi suntem noi, personalități distincte și trebuie să lucrăm cu ceea ce avem noi. Cred că asta este foarte obositor, cred sincer că este foarte obositor tot timpul să te uiți pe la ceilalți și să vezi, aole, uite, asta a făcut nu știu ce, trebuie să fac și eu, trebuie să ajung și eu la nivelul ăla. Nu, fiecare avem ritmul nostru de a evolua, ritmul nostru în care facem lucrurile. O să încerc pe cât posibil să nu mă lungesc foarte mult la toate punctele astea, ci să încerc doar să prind esența. Și ajung la punctul 2, care este autovictimizarea și învinovățirea celor din jurul nostru. Pe scurt, neasumarea. Întotdeauna este mult mai simplu să dai vina pe ceilalți când ți se întâmplă toate nenorocirile din lumea asta și puțin mai dificil să-ți asumi tu responsabilitatea acțiunilor tale. Nimeni nu este responsabil de fericirea noastră. În momentul în care pui această responsabilitate pe umerii altora, practic îi dai persoanei respective puterea asupra ta. Nu, puterea trebuie să rămână la tine. Tu ești responsabil pentru viața și pentru fericirea ta. Nu e nimeni responsabil pentru asta. Și nici tu, la rândul tău, nu ești responsabil pentru fericirea nimănui. Iar asta cu autovictimizarea și cu vai, hai să ne plângem de milă, e o tendință pe care majoritatea dintre noi o avem, însă ea nu face decât să ne adâncească și mai mult în problemele respective, să ne dea un vibe negativ. Trebuie să ne îndreptăm atenția mai mult către lucrurile pozitive și să fim recunoscătoare pentru lucrurile pozitive. Nu să stăm și să ne gândim o mie de ani la toate chestiile negative care apar în viața noastră, pentru că ele apar, inevitabil, nu depinde de noi. Și ajung la punctul 3, care din punctul meu de vedere este extrem de important, și anume să nu ne trăim viața în funcție de așteptările celorlalți. Ai 1000 de persoane în viața ta,
și fiecare dintre alea 1000 de persoane din viața ta au anumite așteptări de la tine. Cred că momentul în care faci chestia asta și încerci să trăiești în funcție de așteptările celorlalți, și aici mă refer în special la așteptările celor foarte apropiați, părinți, prieteni, soți, iubiți și așa mai departe, cred că te îndepărtezi de fapt foarte mult de la esența ta și de la cine ești tu cu adevărat și îți construiești de fapt o personalitate, îți inventezi o personalitate care nu este personalitatea ta reală. Și o să vă dau aici, am să vă dau un exemplu concret. Acum 7-8 ani de zile am avut o relație, am fost într-o relație extrem de toxică. Sunt convinsă că nu doar persoana respectivă cu care eram în relație a fost toxică pentru mine, cred că și eu am fost la fel de toxică pentru persoana respectivă. Relația cu totul nu era ce trebuia. Și persoana respectivă, băiatul respectiv, avea acest obicei ca regulat, odată la nu știu câteva săptămâni, să mă bage în ședință. Deci efectiv simțeam că intru într-o ședință și mă lua și mi explica cum crede el că ar trebui să fiu eu ca să fiu perfectă și ceea ce dorește el până la urmă. La început nu mi s-a părut neapărat foarte nocivă chestia asta. Știți cum e? La începutul relației avem tendința, din nefericire, să nu fim neapărat cum suntem noi, the real thing, ci să ne dăm cumva după așteptările persoanei de lângă noi, să încercăm să-i fim pe plac, să fim într-un anumit fel, chestie care, din nou, mi se pare foarte toxică, dar despre asta poate să vorbesc cu altă ocazie, într-un alt clip. Și în începutul relației avem tendința să acceptăm lucrurile astea, însă pe măsură ce relația a evoluat, ne-am mutat împreună, în continuare mă băga odată la câteva săptămâni în ședințele astea, în care pur și simplu eu nu știam ce să zic, nu ziceam absolut nimic că nu știam ce să zic. Însă, din dorința asta de acceptare și de a îndeplini așteptările persoanei respective, am început să-mi construiesc această personalitate falsă, care n-avea nicio legătură cu cine sunt eu cu adevărat, și ajunsesem în punctul, după luni de zile, ajunsesem în punctul în care aveam senzația că joc un rol, că joc într-un film. Deci vă spun sincer, mă trezeam dimineața și parcă îmi puneam masca pe față, intram în pielea personajului, ca să zic așa. Și chestia asta funcționează pentru o perioadă, însă la un moment dat ajunge să fie extrem de obosit. În fine, în final am luat decizia să ies din relația asta pentru că nu ducea la nimic bun și la final, când am ieșit din ea, pur și simplu aveam senzația că nu mai știu cine sunt. Mă uitam în oglindă și eram cine sunt eu, cu adevărat, cum sunt eu. Dacă stai să trăiești după așteptările altora, practic, uiți practic de tine. Cred că despre asta este vorba. Iar în momentul în care cineva nu te acceptă și nu te vrea pentru ceea ce ești tu cu adevărat, cred că persoana respectivă nu are ce căuta în viața ta. Prieteniile adevărate și relațiile adevărate se bazează pe autenticitate, autenticitatea din ambele părți. Și ajung la punctul 4, despre care cred că am mai vorbit într-un clip de al meu, și anume faptul că luăm totul prea personal. Cum te tratează alții se rezumă strict la felul cum se tratează ei pe ei înșiși. Cred că acceptarea față de noi se oglindește și în acceptarea față de ceilalți. Deci eu am văzut chestia asta la mine, mai ales după ce am făcut terapie. M-a pus terapeuta să fac un exercițiu pe care vi-l recomand din suflet, însă vă avertizez că trebuie să fiți foarte sincere cu voi. Mă deranja o persoană foarte tare, nu îmi plăcea absolut deloc de persoana respectivă, pur și simplu nu o suportam. Și terapeuta m-a întrebat: ce nu-ți place la persoana respectivă? Gândește și spune-mi prima trăsătură care îți vine în minte la persoana, pe care persoana respectivă o are și care ție nu-ți place, care pe tine te enervează. Și am stat și m-am gândit și am spus trăsătura care mă deranja la persoana respectivă și terapeuta atunci mi-a zis: ok, acum e momentul să faci un exercițiu de sinceritate cu tine. Gândește-te dacă nu cumva și tu ai trăsătura respectivă și o renegi, nu-ți place absolut deloc că o ai, o renegi cu toată puterea ta. Și tocmai din acest motiv constituie un trigger și din cauza asta nu-ți place nici la persoana respectivă. Și vă spun sincer că am ajuns la concluzia că da, și eu aveam trăsătura respectivă care mă enerva și pe care nu o acceptam absolut deloc. Și prin urmare, evident că nu o acceptam și nici la restul. Și în momentul în care înveți să accepti chestiile nașpa pe care cu toții le avem, deci nu vă imaginați că nu aveți trăsături foarte nașpa, pentru că cu siguranță le aveți, înveți să le accepti și pe ale celorlalți și să fii mult mai deschis și mai accepting față de ceilalți. Tocmai din acest motiv, nu luați lucrurile personal.
pentru că de cele mai multe ori nu au de fapt nicio legătură cu voi. Le spun și la prietenele mele care au, care sunt mult mai vizibile pe social media decât sunt eu, care au comunități foarte mari și primesc comentarii nașpa și mesaje nașpa și vin la mine și se plâng, aoleu, vai, uite ce mi-a comentat aia, mi-a zis că sunt și nu știu cum și nu știu cum. Și întotdeauna, și credeți-mă că nu spun doar ca să mă aud vorbind, ci chiar cred foarte tare în chestia asta, le zic, ok, asta spune ceva despre persoana respectivă, nu are nicio legătură cu tine. E pur și simplu persoana respectivă nici măcar nu te cunoaște, vede o imagine pe care tu o afișezi pe YouTube sau pe Instagram, care este o mică, mică, mică bucățică din ceea ce ești tu cu adevărat. Așa că, de ce trebuie să te lași afectat de chestiile astea? Asta vorbim doar de social media, dar și în viața reală se aplică fix aceeași chestie. Chiar vă provoc să faceți exercițiul ăsta de sinceritate cu voi și lăsați-mi în comentarii. Pur și simplu gândiți-vă la o persoană pe care nu o haliți absolut deloc și gândiți-vă ce anume nu vă place la persoana respectivă și apoi uitați-vă înăuntru vostru și vedeți dacă nu cumva e o problemă acolo. Chestia asta are și o denumire, în engleză se numește mirroring. Și ajung la punctul 5, care se referă la nevoia de control, pe care o avem mulți dintre noi. Simțim nevoia să controlăm absolut tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Tot timpul să faci planuri, dacă nu ți iese un plan exact așa cum l-ai făcut, mamă, e dezastru, cu toate că de multe ori se întâmplă să iasă chiar mai bine decât ai planificat tu. Nu, dacă n-ai ieșit așa cum ai planificat tu, nu, e dezastru, nu se poate, nu e bine. Gândiți-vă că cumva nevoia asta de control, de a avea control asupra lucrurilor care se întâmplă în exteriorul nostru, duce cumva și la, duce la dezamăgiri, pentru că îți creezi anumite așteptări, ai anumite așteptări de la anumite chestii și la anumite persoane, iar când așteptările nu sunt îndeplinite, ești dezamăgit, suferi, nu-ți place ce se întâmplă. Așa că în loc să simți nevoia să controlezi acțiunile celor din jurul tău, nu mai bine te întorci tu puțin către nava mamă și lucrezi cu cei acolo, singura chestie pe care la modul real poți să o controlezi este lumea ta interioară. Cred că în momentul în care renunți la nevoia asta de a controla, cred că devii mult mai chill, mult mai relaxat, pur și simplu iei lucrurile așa cum vin. La fel, nevoia asta de control în relații amoroase, să știi tot timpul ce face celălalt, cu cine vorbește, unde se duce, e obositor, nu te obosește, adică pe mine și eu am fost așa, recunosc. În tinerețe și eu am fost așa, însă mi se pare o chestie toxică, foarte obositoare și pentru mine și pentru partener, adică mă pun în primul rând în papucii celuilalt, adică mie nu-mi place să tot timpul să fiu întrebat, da, astăzi unde ai fost, da, cu cine ai vorbit, da, ce ți-a zis ăla, da, fiecare trebuie să avem și bula noastră în care nu intră nimeni, pur și simplu suntem doar noi și atât în bula aia și cred că asta ne și ajută să rămânem sănătoși la cap, într-o oarecare măsură. Da, mă rog, sunt multe de vorbit pe toate subiectele astea pe care le-am dezbătut eu astăzi. Am spus doar așa câteva puncte de reper pe care le-am considerat, le consider eu importante. Dacă aveți orice chestie de discutat și de împărtășit cu ceilalți pe marginea acestor subiecte pe care le-am dezbătut astăzi, vă rog din suflet să o faceți. Vă aștept comentariile cu drag. Îmi place foarte mult să citesc comentariile de la clipurile de genul ăsta pe care le fac, pentru că așa cum am mai spus de 740 de ori, consider că întotdeauna avem de învățat de la ceilalți. Și sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Dacă vreți să mai abordez anumite teme, vă rog, spuneți-mi. Știu că multe dintre voi mă urmăriți pentru clipurile mele de beauty, însă partea asta de beauty nu mă reprezintă, nu este tot ceea ce mă reprezintă pe mine în viața asta. Și tocmai din acest motiv vreau să împărtășesc cu voi și alte lucruri, nu doar rujicuri, ojici și cremuțe. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Dacă v-a plăcut clipul, vă rog dați-mi like, abonați-vă dacă sunteți noi la mine pe canal, vă aștept comentariile și ne reauzim cât de curând cu un nou clip. Vă pup! Pa!